Eu am venit să, să dau și cu detectorul de metale pe aici, pe prut. Și am vrut să vă arăt și cu prut. Ia uitați ce nebuneală de păsărele și perdează. Ia uitați prutul cum arată. Și ăsta e lăbuș cățelul meu, care îmi ține de urât pe în jungla asta. Ce părere aveți? Aici e binevenit, și așa, nu numai la pescuit, e bine de vizitat prutul ca priză, așa. Prutul pare un pic crescut. Da, este destul de crescut. Și tulburi. Este și tulburi. Delta Moldovei. Ia uitați nebuneala de păsările de verdeață. Raiul pe pământ. Da, cum v-am spus, eu am venit la detecție. Și o să încerc să fac un filmuleț. Să văd și ce pot găsi prin zona asta. Lăbuș. Hai, marchează teritoriul. Fi șef. Bravo. Hai, ducul tata. Ia uitați. Eram sigur că așa o să găsesc locul ăsta. Cu multe păsărele, cu verdeață. Uitați cum vin lemnele pe prut. Uitați cât e mare. Dar cât de mari copaci duc la vale pe prut. Și așa o să oprească undeva mai în vale, unde este mai mult mânc. După care vin alții în ei. Și tu când arunci și nu știi ce e sub tapă, s-a rămas montura acolo.
Da, un capac de la o sticlă de vin crește. Foaie de arce, bă. Nu oricum metal.